Au apărut detalii despre procesul de renumărare a voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale. Prim vicepreședintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, după renumărarea în 80% din secțiile de vot, s-a constatat că în mai multe localități voturile exprimate pentru alți candidați au ajuns în teancul lui Marcel Ciolacu. La scurt timp după aceste dezvăluiri, președintele PSD Buzău, Lucian Romașcanu, a susținut că premierul României este la o distanță de aproximativ 300 de voturi față de Elena Lasconi, copartidul dezastrului din anii pandemiei. USR pe numele de familie continuă seria măgăriilor încercând să pună pe piața publică informații false despre rezultatele renumărării. Ne-am abținut până acum să comunicăm pe temă pentru a nu fi iarăși acuzați de diverse de către adversari. Adevărul este următorul. În acest moment, Marcel Ciolacu este la o distanță de numai aproximativ 300 de voturi față de doamna candidat. Renumărarea continuă până la final. Toți cei care vor să păstrăm ceea ce am dobândit în anii ce au trecut să meargă mâine la vot. A declarat președintele PSD Buzău, Lucian Romașcanu, pe 30 noiembrie. Inspectoratul de Poliție Județean, IPJ, Cluj a transmis un comunicat oficial pentru a informa publicul despre un incident îngrijorător care a avut loc în urmă cu o zi. În acest caz, a fost deschisă anchetă coordonată de parchetul de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca. În conformitate cu procedurile legale aplicabile, în cursul zilei de 29 noiembrie AC, Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către un membru al Biroului Electoral Județean Cluj, prin apel la 112, cu privire la faptul că în spațiul de depozitare destinat buletinelor de vot s-ar afla mai mulți saci cu buletine de vot pentru turul al alegerilor prezidențiale, nesigilați. În urma sesizării, a fost constituită o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului pentru a verifica aspectele semnalate, au precizat reprezentanții PJ Cluj. Polițiștii au făcut verificări la locația indicată, însă au transmis că nu au constat nereguli. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.